Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi astăzi despre documentele justificative pentru transportul acasă și la locul de desfășurare al activității. Cum trebuie dovedit că un autoturism second-hand achiziționat de către o firmă este folosit pentru transportul persoanelor angajate la și de la locul de muncă? În acest caz, se poate deduce TVA aferentă achiziției? Conform articolului 145 indice 1 din alineatul 1, litera A din codul fiscal, se admite deducerea TVA la achiziția de autoturisme în situația în care acesta este utilizat exclusiv pentru transportul de personal la și de la locul de desfășurare a activității. Normele metodologice detaliază modul în care se permite deducerea TVA pentru achiziția de autoturisme astfel. Litera F. Vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la și de la locul de desfășurare a activității reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaților în scopul desfășurării activității economice la și de la reședința acestora, locul promenit de comun acord, la sediul angajatorului sau la și de la sediul angajatorului la locul în care se desfășoară efectiv activitatea, ori la și de la reședința angajaților, locul pomenit de comun acord, la locul de desfășurare a activității, atunci când există dificultăți evidente de a găsi alte mijloace de transport și există un acord colectiv între angajator și angajați, prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport. Față de prevederile legale mai sus invocate, reținem că pentru a deduce TVA aferentă achiziției unui autoturism care să fie utilizat pentru transportul persoanelor la și de la locul de desfășurare a activității, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile. Autoturismul să fie utilizat exclusiv pentru transportul de persoane la și de la locul de desfășurare a activității, reținem că utilizarea acestuia în alte scopuri activități care nu sunt exceptate atrage anularea deductibilității taxei, dovada utilizării exclusive pentru activitatea exceptată se efectuează cu foi de parcurs completate în acest sens. Totodată, este obligatorie emiterea unei decizii de către conducerea societății prin care să hotărască utilizarea respectivului autoturism numai pentru transportul salariaților la și de la locul de desfășurare a activității. Să se facă dovada că există dificultăți evidente de a găsi alte mijloace de transport pe ruta respectivă. În acest sens, va trebui să demonstrați că nu circulă mijloace de transport în comun, nu există transport public de călători pe ruta respectivă, autobuze, maxi, taxi, tren, care să asigure transportul salariaților la și de la locul de desfășurare a activității la orele de începere terminare a programului. Să existe un acord colectiv, regulament intern în contractul colectiv de muncă, etc., prin care să se prevadă că angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport.